viitorul nostru acele sfaturi. Bine, mi-am găsit, mai mult. Mulțumesc. Clar că ăsta praznic, не только в этом села это происходит, для всей нашей să mă povățească la pământul dreptății pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, pentru dreptatea Ta scoate din ca sufletul meu, pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce năcăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Și toate puterile cele plătice să se departeze de la dânsul, că Ta este stăpânirea. Și-a Ta este împărăția și puterea Marelui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, acum și în vecii Dumnezeului nostru, care așa bine voi. Domnului să ne rugăm! Domnului miluiește! Prețiosule Sânge al Fiului Tău spre laudele alungarea de mine lor și a toată răutatea, păzind locul aceea ce este și pe aceea ce voiesc că vă vor sluji ție în el,
pătămați de toate răuri, cu rugăciunile prea măritei stăpânioase născătoare Dumnezeu, și purrea picioare Maria, încă s-a binecuvântat, s-a prea slăvit, împreună a Tatăl și a Sfântului Duh, acum și purrea și în vecii vecelor. Amin! Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după cuvântul Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu. Pasărea și-a aflat pasă și deja altarele tale, Doamne, al puterilor, în valea plângerii, în locul care i-a fost pusă, careva ta, prin cel ce pune lege, merge vără din putere în putere, arată acelor Dumnezeu, Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeu, puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi, Dumnezeule, și caută spre fața ursului tău, că mai bună este o zi în curțile tale de copii, alesa mafine. Rădăcini și chipa Părintului cel fără de început și viața cea veșnică, care vin piatra cea din capul unghiului, te-ai tăiat din muntele cel curat și vecioresc, fără de mâinile sămânții bărbătești și ești măline clătite a bisericii tale, care cu vărsarea scumpului tău sânge ai săvârșit, ai temeia biserica ta, iar cu moartea o ai ridicat, cu învierea o ai săvârșit, cu înălțarea o ai binecuvântat și cu bogorirea Sfântului tu ai sfințit și o ai lățit. Ție acum cu smerenie ne rugăm, trimite harul Sfântului Duh și binecuvintează punerea pedrii acesteia și toată temelia zidirii ce se începe pentru slava preasfântului tău lumii și tu care ești începutul și sfârșitul, care dintr-un început ai zidit totul fi începutul, înmulțirea și săvârșirea lucrării acestea binecuvintează pe chită și pe lucrători și lucru mâinile lor dorește și cu harul tău cel dumnezeiesc înmulțește unde și care toate cele trebuincioase să ridicară săvârșirea bisericii acesteia ca să fie biserica desăvârșită și plină de slavă ta și întru ea să se proslăvească numele tău cel sfânt și mare cu Tatăl și cu Preasfântul Duh binecuvântat totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh s-a pus temelia acestei biserici întru cinstea și pomenirea Sfântului Ierarh Nectarie de Ighina în satul Iordănești, protopopiatul Hliboca, de mâna înalt preasfințitului Meletie, binecuvântării cernăuților și bucătării, în anul 7525 de la facerea lumii, 2017 de la nașterea după trupa lui Dumnezeu cuvântul, luna martie, ziua 27. Благословляется камень сей, окроплением воды сей священные сия, в непобели дни поколебимое основание храма, созидаемое во имя и нумеле Татылуй, Шефилуй, Шесвентулы Дух. Татылуй, Шефилуй, Шесвентулы Дух. Татылуй, Шефилуй, Шесвентулы Дух. Ну,
era din Sfântul Sinai. Sfântul Munte Sinai. Piatra de la Aton. Se pune timilia bisericii acestei intru slava Marelui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, intru cinstitea și pomenirea era Sfântul Ierarh Nectarie de la Ighina, în numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Благословенно и знаменно будет место сие в дом молитвенный в честь и славу Бога, Троицы Святей славимо, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Poate încăpea cerul și pământul și ai voit aviație biserică pe pământ. În lauda cea de-a pururi, a prea Sfântului tău nume cu milință trăzând, rugăm atot puternicia ta, binecuvintează temelia bisericii acestea și toată divina ei. Молитвами пречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных Отец наших, иже во святых святого великомученика Иоанна Сучавского, преподобные Матери нашей Епараскевы Сербские, святославного иерарха, святителя Нектария Игинского, его же и память не совершаем святых и праведных, Бога Отец и Акима Иоанна и всех святых, помилуй ты, спасет нас, яко благо человека любит. Аминь, исполняй тебе, Господь. Зале, Доамне, зале, буни, делугате, паче, санатате, спорене, тротате, тротере, ове, toți titurii noriași, cei ce doreți ridice această Sfântă Biserică, ți păzește, predânșe, Doamne, într-o molce fericiță. Amuțai cu sănătate, zăvărea Domnul, orice dori, zile senine și fericire, la credință și mântuire, la mulți ani să trăim, la mulți ani fericiți. Nouă preasfinția voastră, preasfințite mitropolite Miletie, preacucernice părinte protopop, părinte paroh, părintele Marcel și părintele Gheorghe, preacucernici părinți, stimate autorități, iubiți credincioși, stimați și iubiți copilași, astăzi aici la Iordanești, pe acest loc sfânt de a
acum este o zi istorică, o zi însemnată nu numai pentru satul Iordanești, dar pentru toată Bucovina noastră. Pentru că cu pronia lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, care se lucrează prin oamenii, prin creștinii bisericii noastre, a rânduit bunul Dumnezeu ca să fie sfințită astăzi, sfințită temelia viitoarei biserici, în cinstea Sfântului Ierarh Nicare de la Iedin și cu rânduiala lui Dumnezeu, în alte sfinția sa, noi preoții mulți am avut fericirea să fim la moștile în Iedin, unde se află acest mare sfânt, care va fi patronul, care va fi rugătorul și ocrotitorul nu numai acestei sfinte dumnezeiești biserici, dar acestui sat întreg, care, din care, din binevoința și dragostea voastră, ați binevoit ca să ridicați un locaș sfânt în cinstea Sfintei Treimi, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, în, cu acoperimântul Maicii sale, Maicii Domnului și cu rugăciunile Sfântului Ierarh Nectarie de la Iedin. Nectarie, Sfântul Nectarie este făcătorul și vindecătorul de multe boli și făcătorul de minuni. De aceea nădăjduim că și în acest locaș dumnezeiesc, care astăzi s-a sfințit temelia lui, se va sfârși acele taine dumnezeiești pe care le-a lăsat Mântuitorul, zidind biserica sa, și el a zis că voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui pe ea. Biserica a parcurs aceste două milenii, 2000 de ani, și a fost căldată în sânge, a fost prigonită, pentru că așa a spus Mântuitorul, dacă pe mine m-au prigonit și pe voi vă vor prigoni, dacă cuvântul meu au păzit și a vostru îl vor păzi. Și iacăte, necătând la acele valuri, tulburări, ispite istorice, în aceste două milenii, Biserica lui Hristos dăinuiește și va dăinui până la sfârșitul veacurilor. Pentru că așa spune Mântuitorul, eu voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe ea. Ne întrebăm noi, iubiți credincioși, pentru ce Dumnezeu ne-a dat nouă un timp deosebit, acum pe care noi îl trăim, măcar că sunt tulburările care sunt în toată lumea și în Ucraina, dar Dumnezeu a rânduit un timp minunat ca să se construiască, să se zidească locașuri și mănăstiri, biserici, în cinstea Sfintei Treimi, a Maicii Domnului și a Sfinților Ierarhi. Noi știm că prorocul David, care a vrut să zidească biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu nu i-a dat voie, pentru că el a vărsat, a dus multe războaie și a vărsat mult sânge. Dar el a pregătit pentru templul din Ierusalim, a pregătit materiale și fiul lui Solomon, viitor, a construit acea biserică din care au rămas numai o pietre, care nu a rămas, cum a spus Mântuitorul, piatră pe piatră. De ce? Pentru că ei nu l-au primit pe Mântuitorul, pe Mesia cel mult așteptat. Ei l-au scos din via Domnului și l-au răstignit pe Golgota. A dus o piatră de la locul unde Dumnezeu i-a dat prorocului Moisei, la tablele legii de pe muntele Sinai. A dus aceste mari daruri, această piatră a temelie pe care a spus Mântuitorul că voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui. Iată ce zi însemnată și minunată, o zi sfântă astăzi avem aici la Iordanești. Eu cred că copilașii aceștia care astăzi au împlinit copilat cu flori, asemenea cum am împlinat pe Mântuitorul, că noi avem două săptămâni de zile până la florii,
Așa îl întâmpinau toți și copiii, prunci ce nevinovați din gura lor strigau. Osana Fiului Dumnezeu, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Să dea bunul Dumnezeu ca acești copilași care peste ani, peste zeci de ani, vor, ce îi vor spune la copiii și nepoții lor? Vor spune că noi am fost martori oculari, ne-am dat câte o caramide, am pus și noi mâna la temelia acestui locaș care va dăinui aici pe acest loc peste viață. Spunea cândva metropolitul, chiar fericit Domnul fie, la niște preoți, în Mahala, când era construită, și metropolitul spunea că în Grecia este o insulă unde locuiesc 10.000 în orașul ca Crasna. Acolo cred că sunt undeva 11.000 și ceva. Și știu că construiți în cine ar spune? Câte biserici ar trebui? 200 de biserici pentru 10.000 de oameni. Aici, pe acest loc, iegești biserică nouă. Două biserici, a doilea se construiește. În Judeea s-a construit altă biserică. Și acei oameni care niciodată nu deschideau ușa în biserica în centru, acum biserica e plină de oameni, în biserica trei rar din Judei și în alte părți. Acei care niciodată nu au fost la biserică, Dumnezeu le-a dat așa și pentru cotul acesta. Pentru că noi am venit de la Iordanești, de la biserică, sunt 4 km undeva aproape până aici. Și desigur, pentru că oamenii cei bătrâni, bolnavi, e greu ca să margă. Și pentru cei tineri, câteodată ne lenevim, e greu duminică, ne gândim, dar să parcur eu 4 km încolo și înapoi 4-8 km pentru ce? Dar Dumnezeu le-a rânduit ca să facă aici, sub casa lor, un locaș sfânt care îi va chema în fiecare zi de duminică, îi va chema la acest loc sfânt de acum ca să aducă roduri vrednice de pocăință. Pentru că noi suntem oaspeți, ca și părinții și buniei noștri. Va veni ceasul când noi va trebui să părăsim această treabă Dumnezeu, îi spune în ceea ce te voi găsi, dar nu te voi judeca. Dacă o să fie un post mare, primăvara sufletului nostru, așa cum vedem că învie totul, râurile își învoiesc, pădurile, păsările, ciripesc, florile înfloresc, așa sufletul omului înviază după o iarnă grea de păcate, mai ales în acest post minunat, al Sfintilor Paști, postul Sfintilor Patimi, care ne pregătește pe noi pentru o sărbătoare care este temelia bisericii noastre. Dacă n-ar fi fost învierea Domnului, nici postul, nici rugăciunea, nici credința, nici faptele bune nu ar fi ajutat omului. Dacă Hristos n-ar fi biruit moartea, iadul, păcatul și diavolul, și a înviat și ne-a dăruit nouă nădejdea învierii noastre. De aceea, iubiți credincioși, preotul fiecare dată, sara când săvârșește privegherea cea mare, spune la prochimnul glasului a șaselea, casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dacă de această sfințenie cuvinite, va duce acestui loc sfânt, locaș sfânt care se va zidi. Aceeași rugăciune după anvon binecuvintează și sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei tale. Dacă te cei care vor iubi această podoabă vor pune o caramide, vor aduce o mână de o lopată de prund, ceva vor da aici, vor fi binecuvântați și iubiți de bunul Dumnezeu și vor fi încununați la trecerea din viața aceasta cu cununa cea nevestijită a împărăției Tatălui Celui Ceresc de Sus.
mulțumim în nou preasfinției sale mitropolitului nostru Mileti, pentru că acum postul mare este foarte încărcat cu slujbe, cu spovedanie, așa, Sfântul nostru, altele nebuinți. Și totuși a binevoit cu binecuvântarea preasfinției sale să fie binecuvântat. Eu vreau să mulțumesc și autorităților raionale, domnului Panciuc, la primarul satului, directorul care minunat, învățătorii au adus copilașii aceștia minunați aici pe acest loc sfânt. Dacă noi vom învăța să aibă frică de Dumnezeu, pentru că așa spune Dumnezeu, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Ceea ce vedem acum, că Europa seamănă, dar nu seamănă cu Dumnezeu. Contra lui Dumnezeu, toate lucrurile strașnice care se săvârșesc astăzi, vedeți, contra familiei. Eu ieri am venit de la Moldovița și îmi pare foarte bine că în România s-a radicat o mișcare de preoți, biserica, lumea creștină s-a radicat contra acelor care astăzi pângăresc biserica și pângăresc familia. Salimului celui de sus. Așa să dea bunul Dumnezeu ca la anul să sfințim acest locaș, ca întrinsul să se poată face săvârși tainele, ca el să fie plin, așa cum astăzi este o sărbătoare mare pentru fiecare, pentru că voi iubiți pe Dumnezeu, iubiți biserica lui. Ați lăsat toate grijile din lume și ați venit să împărtășim bucuria aceasta mare la temelia acestei biserici. Noi suntem, am intrat în istoria ei, nu te vom fi lăudați de cineva, nu! Am participat la un moment însemnat și sfânt în viața noastră, la punerea temelia bisericii, care înainte nici nu se putea visa prin somnul, când era prigoanele comuniste asupra bisericii. Dar acum vedem că toate primele sate se construiește biserică, clopotițe, troițe și aceasta sunt pentru urmașii noștri. Să nu fie narcomanii, prostituții, furturi, omoruri, pentru că așa seamănă, așa le place la occidentali, ca să fie distrapolare. Biserica lui Hristos, Dumnezeu ne cheamă ca să fie rânduială în sufletul nostru. Și dacă va fi în suflet, va fi în familia noastră. Dacă va fi în familie, va fi în sat, va fi în țară, dar dacă este totul, cine ce vrea, ce face, acolo nu este Dumnezeu. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu, să le dea binecuvântare la preacucenicii părinți, Părintele Paroh, Părintele Marcel și viitorul Părintele Paroh, Părintele Gheorghe, care este binecuvântat ca să înceapă împreună această Sfântă Dumnezească Biserică. La mulți și fericiți ani în al preasfinția voastră! De română!